avem o participare mai mare, dacă eram chiar în diaspora, dar nu știu. Mulțumim și n-are importanță pentru că noi acum o să publicăm online. Deci, organizatorii acestei consultări sunt Academia de Advocacy din Timișoara și Societatea Academică de România, în care celor doi reprezentanți sunt aici. Consultarea a implicat însă un număr mult mai mare de organizații și persoane, după cum o să vă spună chiar organizatorii, și a implicat de asemenea un jur de experți. Experții în acest exercițiu trebuie văzuți mai degrabă însă ca niște observatori care trag concluziile din consultarea care are loc, pentru că acest exercițiu nu trebuie deloc înțeles ca un exercițiu de expertiză. Da? El este o consultare, așa cum se și cheamă. Deci acesta nu este, cum ar fi altfel, în mod obișnuit, un material al SAR la care am consultat experții, am documentat opțiunile și venim și vă prezentăm o preferință. Ci un fel mai organizat, da? Implica și consulta oameni care au o părere și care vor să fie auziți. Și ce încercăm noi să facem este pur și simplu să aducem această opinie a lor, cu ajutorul dumneavoastră, la cunoștința publică. Deci o să procedăm în ordine următoare. Am să dau cuvântul principalului inițiator al acestei, omul care a avut ideea al acestei consultări, care este colegul nostru, Radu Nicosilici. Urmă o să rog pe Simona Popescu, cu organizatoarea, să spună numai câteva cuvinte despre oamenii care s-au exprimat prin portalul România Curată ca parte media a acestui manifestări. Din partea grupului de experți va vorbi domnul Alexandru Radu, pe care îl cunoașteți la televiziune, cred. Nu are nevoie de o altă prezentare, da? Colega noastră, Corina Dragomirescu, de la Academia de Advocacy, și eu am să trag câteva concluzii în încheiere, după ce o să răspundem la întrebările dumneavoastră. Cred că e foarte important de precizat de la bun început că inițiativa nu ne-a aparținut, ci a fost mai mult decât evidentă presiunea, mai ales din partea diasporei, de a ridica această problemă. Noi n-am făcut altceva decât am pus la dispoziție un mecanism ca cei din diaspora și nu numai, e foarte important de spus că foarte mulți care s-au exprimat au fost și din țară, Simona să ne spună mai multe, au zis nevoia să găsească o soluție organizată de a transmite punctele lor de vedere. Cred că ar fi bine să mai fac încă o precizare, nu știu dacă e foarte interesantă pentru presă. E important de spus că acest exercițiu pe care l-a făcut SAR-ul și Academia de Advocacy a fost un exercițiu totalmente voluntar. Deci nu am beneficiat, din păcate, de niciun fel de finanțare. Am făcut-o pentru că se cerea în acest moment acest lucru. Procedura este simplă, mulți dintre dumneavoastră o cunosc. S-a lucrat la o bibliografie consistentă cum este privit această problemă în diferite țări, soluțiile din diferite țări. S-a transmis o motivație în eter prin care cei doi organizatori și-au asumat această audiere publică, a explicat de ce se face audiere, sistemele principale. Și s-a cerut în final, s-a rugat în final să se răspunde la trei întrebări. Prima, ce sistem electoral tradițional, corespondență electronică, mixt, mi se pare cel mai potrivit pentru electoratul din România prezentă? Doi, care sunt obstacolele pe care le identificați pentru sistemul de vot preferat de dumneavoastră și cum considerați că ar trebui depășite? Și trei, ce ar trebui să aibă în vedere autoritatea electorală din România, permanentă din România, pentru ca să vă puteți exercita dreptul constituțional de a vota în condiții de respect și demnitate umană. Nu se vă vine să credeți, să aveți materialele, au fost nenumărați cetățeni și foarte multe organizații, aveți precizat și țările și organizațiile și așa mai departe. Aproape din toată țara
oricum cele 8 regiuni ale României și a exprimat punctele de vedere și vreau să fac o precizare importantă. Știți ce înseamnă să te așezi și să scrii 3 pagini și să semnezi? Peste 100 de oameni, aproape 200 de oameni, au făcut acest lucru din țară și din străinătate, asumându-și niște puncte de vedere. Am avut marea șansă, marea șansă să beneficiem de experți de foarte bună calitate. Cu ocazia asta am să spun că domnul Dacian Cioroș își cere scuze, dar are o problemă de sănătate a mamei și care nu-i permite să fie prezent. Iar domnul conferențiar Rocobete și-au însușit concluziile comisiei, sunt semnatarii acestei sinteze. Și domnul Rocobete este reținut în străinătate la un eveniment universitar și își cere scuze, dar a parcurs, a avut observații, toți au contribuit la această sinteză. Cam atât. Cam atât. Corina, vrei să adaugi ceva, te rog? Că ai fost printre colega noastră care a lucrat realmente să adune din toate aceste rapoarte și să facă sinteza pe care o vedeți. Deci, că toate aceste opinii se găsesc pe site, sunt transparente, rămân ilotempore. Dacă vreți să verificați, pe site-ul www.advocacy.ro există link și la România Curată, deci accesați și le găsiți. Pe www.advocacy.ro este pe prima pagină, vă uitați la opinii colectate și apăsați, faceți doar un click și vedeți ce au scris oamenii și cum s-au exprimat. În același, pe același considerente, un element de noutate, românii din diaspora, care au vrut totuși să facă parte la evenimentul de audiere publică, și-au înregistrat susținerea opiniei și au trimis videoclipul YouTube sau așa, l-au trimis la eveniment și el a fost expus în fața audienței, susținându-și opinia scrisă prin argumente din ce în ce mai puternice, și le găsiți pe site și pe acestea. Da, și așa, în fond, aș recomanda ziariștilor, având în vedere că s-au strâns toate numele astea, că voi aveți adesea nevoie de oameni din diaspora la un subiect respectiv. Deci, uite un număr întreg de oameni care sunt articulați, vor să se exprime, deja sunt on the record, îi găsiți. Aveți adrese, aveți exact, tot. Aveți adrese sau vă ajutăm noi să ajungeți la ei. Simona, te rog. Cam câți oameni s-au exprimat în exercițiu? Bună ziua! Mulțumesc în primul rând că ați venit astăzi alături de noi. Sper să aveți răbdare și să citiți cu foarte multă atenție materialele pe care le-ați primit în mapă sau pe care le puteți citi pe site-ul romaniacurata.ro sau advocacy.ro, pentru că reflectă depoziții și poziții extrem de interesante, dar și recomandări și concluzii care chiar merită aprofundate. Acum, încă de când au existat primele semnale în privința proastei organizări a alegerilor prezidențiale, România Curată s-a alăturat și a preluat imediat semnalele cetățenilor din diaspora, din foarte multe țări ale lumii. La un moment dat am avut și o petiție pentru demiterea ministrului de externe responsabil pentru haosul care a fost atunci. Petiția a fost semnată de peste 3.000 de cetățeni români din întreaga lume. De atunci încoace, în jur de 6.000 de persoane s-au implicat și au comentat și au lansat propuneri la diferitele articole și semnale și analize pe care noi le-am scris pe romaniacurata.ro. Și la un moment dat, deși noi suntem un site al unei organizații non-guvernamentale, depășisem ca audiență, și ca număr de accesări reviste consacrate și citite care prezintă analize de politică internă și așa mai departe, ceea ce și pe noi ne-a mirat, dar ne-a bucurat în același timp, pentru că ne-am dat seama că putem să-i ajutăm pe acești oameni și putem să devenim o tribună care să-i ajute să se exprime, să fim o punte de legătură cumva între acei oameni și politicieni. Și atunci când Academia de Advocacy a venit și a lansat această idee de a organiza
o audiere publică pe un sistem, pe o procedură pe care noi nu o mai exersasem până atunci, pentru că este proprie și tipică Academiei de Advocacy, am acceptat și veți vedea că și recomandările și concluziile sunt efectiv fără ingerințele noastre. Sunt pur și simplu propunerile, recomandările românilor preocupați de îmbunătățirea sistemului electoral de vot. Vă mulțumesc mult! Și acolo o valoare principală este că oamenii ne spun ce-ar face ei, da? Deci asta trebuie văzut. Ei nu sunt experți, dar spune, soluția asta n-aș favoriza, care înseamnă să scot eu din buzunar, da? Deci trebuie văzute ca testimonii, că asta sunt. Domnul profesor Alejandro Rau. Mulțumesc! Trei idei aș sublinia. Întâi de toate, cred că exercițiul în sine este o bună repetiție, dacă vreți, pentru cum ar arăta în sine votul electronic. Pentru că e nevoie de înregistrare, e nevoie de constituirea unei baze de date, unui registru. Sigur, am văzut în tot ce s-a trimis, toate depozițiile, că mai toată lumea, sau în bună parte, se îndreaptă către autoritatea electorală permanentă, acordându-i această misiune. Deci, cred că e un lucru care trebuie repetat, dacă îmi permiteți, aș sugera. Și mai mult decât atât, extins, sigur, în măsura în care există posibilități și, cum spuneați, problema financiară e și ea foarte importantă. Dar ideea unei experiențe mi se pare absolut relevantă și trebuie și am ținut să o subliniez. În al doilea rând, ca participant, ca expert în chestiuni electorale, participant la acest experiment, mi-a fost foarte dificil să mă pun în poziția, cum bine spunea doamna Mungiu, de observator și nu de om care, la rândul lui, are idei, propuneri, vede într-un anume fel lucrurile. Ca observator, însă, am remarcat, pe de o parte, hai să spunem, modalitatea serioasă, aplicată, în care cei care au trimis opiniile au făcut-o. Am găsit chiar lucruri extrem de tehnice până la urmă, care cred că, sigur, dincolo de faptul că sunt și e bine că sunt afișate, ar putea constitui mai departe, nu știu, un punct de plecare. Dar dincolo de partea asta tehnică, e evident o dorință a cetățenilor din România, din diaspora în general, de a fi ascultați, de a spune punctul de vedere, de a propune până la urmă soluții care vin din propria experiență. Nu s-au lovit de astfel de situații. Și ca atare, o a treia idee pe care aș sublinia și cu care aș și încheia, este că, pornind de la faptul că avem opinii ale cetățenilor, că există această dorință a cetățenilor de a se implica, dacă vreți, într-un astfel de proiect de reformă electorală, să spunem, în general, cred că ideea consultării, ideea participării, ideea modelării sistemului electoral, ținând cont nu doar de, sigur, scopuri pragmatice, partizane, ci până la urmă de ceea ce cetățenii își doresc și de experiențele cetățenilor, este cea care, această idee, deci este cea pe care aș sublinia-o în mod deosebit și care, dați-mi voie, aș spune, este chiar o concluzie sau una din concluziile pe care le putem trage, dincolo, sigur, de aspectele tehnice, de soluțiile propuse, de tot ce înseamnă partea tehnică de lucru. Ar rămâne, probabil, în sarcina acelor instituții, probabil la autorității electorale permanente, în principal, pentru că, dați-mi voie să fac o mică paranteză, România, și din această perspectivă, nu e nici cal, nici măcar. Are un sistem hibrid, sunt trei, subliniez foarte pe scurt, sunt trei tipuri de management electoral, independent, adică există o autoritate, cum ar fi AEP-ul în România, care se ocupă strict de aceste, de alegeri, de organizarea alegerilor. Este un management care ține de guvern, face guvernul prin Ministerul de Interne, prin Ministerul de Justiție în unele țări. Și există în câteva țări un management mixt. Adică și autoritatea electorală și guvernul, cum este în România. Dacă vă spun care sunt aceste țări în afară de România, mă rog, sunt niște țări foarte departe și foarte exotice
și foarte puțin frecventate de studiile celor care se ocupă cu cercetările democratice comparative. Dar de aceea spun că acest management ne duce cu gândul la doi factori de decizie, guvernul și autoritatea. Da, vedeți că din experiența actuală, recentă, mă rog, a alegerilor prezidențiale, am văzut că fiecare și-a cam pasat responsabilitatea într-o parte, într-alta, și eu unul aș merge pe ideea transformării cu mod firesc în management independent, adică autoritatea să fie cea care să exercite, de fapt, controlul. Și din această perspectivă, cetățenii nu pot să spun decât că cetățenii au sesizat foarte corect care este direcția către care trebuie să ne îndreptăm. În poate însă consultarea mi se pare benefică și un exemplu de urmat. Mulțumesc foarte mult! Noi vă mulțumim și să încerc cu un rezumat al situației. Eu am citit acest document care a fost cu debatament compilat de colega noastră, Corina Dragomirescu, și documentul e important și am să-l rezum într-o singură frază înainte de a comenta puțin. Lucrurile nu stau bine. Cine crede că problemele de la alegerile trecute sunt pe cale de rezolvare, se înșală. În realitate suntem în situația în care putem să ajungem din nou în respectiva situație. Dacă te duci cu un an înainte de precedentele alegeri, vei găsi o situație în care se vorbea mai puțin, dar în care poate se făcea mai mult pentru a pregăti alegeri. În acest moment vă dau numai câteva exemple importante. Da? Oamenii, de exemplu, spun în consultarea asta că ar vrea să fie lăsat să voteze cu documente de identitate expirate. Ai putea să spui, băi, cine sunt nebune ăștia care vor să voteze cu documente de identitate expirate și de ce noi, niște organizații serioase, dăm glas acestor chestiuni, nu? Dar dacă o să vă uitați la ce s-a întâmplat la ultimele alegeri, veți vedea că au fost sute de mii de oameni care au avut, de fapt, documente expirate. Pentru că în România, o parte a statului care nu e niciodată discutată în chestiuni electorale, dar care este vitală, este evidența populației. Evidența populației a depășit de ani de zile termenele la care trebuia să electronizeze evidența populației, da? Dar nu numai asta. Sunt atât de excesiv de birocratice încât ei cer un total enorm de acte originale și copii pentru a transforma buletinele expirate sau care sunt pierdute. E bine, gândiți-vă la următorul lucru, da? Deci noi avem 3 milioane de oameni care lucrează în străinătate. Nu poți să-ți prelungești un buletin expirat dacă nu aduci un original care dovedește unde locuiești. Acest original trebuie să fie o dovadă a unei proprietăți sau dovada unui contract de închiriere. Oamenii care migrează, muncitorii noștri migranți în străinătate, nu au asemenea dovezi. Ei, în part, stau 5, 6, 10 într-un apartament undeva, în Milano sau într-o periferie undeva, da? Și deci nu au cum să-și prelungească actele de identitate. Ei nu vor vota în nicio formă și de asta săracii spun, lăsați-ne să votăm cu documente expirate, da? Evident că asta nu e o recomandare pe care noi o facem. Recomandarea noastră este simplificați din toate punctele de vedere reînscrierea acestor documente care se expire sau se pierd. Cineva care este capabil să vină cu un certificat de naștere, da, ar trebui în mod automat și cu o copie a fostului buletin, ar trebui în mod automat să capete un buletin nou. Spuneam, CNP-ul nu se modifică, exact, are CNP și cu asta basta. Deci nu e clar unde locuiește respectiva persoană, pune-i numai în țara de rezidență. Dar nu se poate să cer documente de proprietate sau de chirie, pentru că asta înseamnă că de facto, e un termen în limba engleză, defrancizezi, iei posibilitatea de a vota la cel puțin peste 1 milion de oameni, după estimarea noastră. Pentru că unul din motivele de la precedentele alegeri pentru care erau atât de mulți oameni pe lista suplimentară, pe care noi îi bănuiam de fapt că erau din motive de forță și nu știu ce, este din cauza că oamenii săraci nu au domiciliu, deci locuiesc în diferite alte locuri din această țară și le vine foarte, foarte greu să-și schimbe, nu au cum să înscrie, de exemplu, niște liste electorale permanente. Fiindcă ei locuiesc de ani de zile, lucrează în altă parte, dar nu-și pot muta pe cealaltă parte actele, da? Deci ei nu-și pot face domiciliu în altă parte, că nu au un document în care să arate unde locuiesc. Cu mine, scuze, partea interesantă e că nici pe listele permanente nu se mai regăsesc din motive. Exact. Deci nu mai figurează la ei acasă, nu mai figurează la ei acasă, dar nu au o probă de domiciliu nou și ca atare rămân fără acte și avem brusc o mulțime de oameni scoși în afară. Deci asta ar fi, cum să spun, prima chestiune clară care nu ține de nimic electoral. Evidența populației trebuie debirocratizată și să-și atingă odată termenele alea celebre de nu știu câte ori depășite. Este, cum să spun, o farsă să vorbim de vot electronic în condițiile în care noi nu avem evidența electronică a populației. Vă dați și voi seama, da? Deci votul electronic presupune să ai o identitate electronică a cuiva, dar noi nu avem nicio identitate a cuiva. Da? Nu avem. Termenii sunt depășiți de foarte multă vreme. Și asta este ceva care numai guvernul poate face. Este o iluzie că autoritatea electorală permanentă sau că, din păcate, suntem, și asta e al doilea meu avertisment. Al doilea avertisment este următorul. Lumea nu are încredere în guvern. Asta reiese, din păcate, din această chestiune. Lumea are încredere în această autoritate electorală,
pentru că la drept vorbind n-am mai pus-o la încercare până acum. Exact, deci asta este, ca să zic așa, bun, eu am, nu am încredere în ăla care ar avea puterea să facă ceva, dar am încredere în ăla care de fapt nu are puterea să facă ceva. Dar ca autoritatea electorală permanentă să facă ceva mai mult pe viitor, tot guvernul ar trebui să hotărască să-i dea puterea. Și deci dacă nu e în interesul guvernului, acest lucru nu o să se întâmple. Asta este avertismentul numărul 2, da? Să fie limpede, cu toată încrederea asta a oamenilor. Astea sunt iluzii. Bun, deci, mai departe, tot la guvern, da? Poate vă amintiți că v-am mai spus eu odată, că atunci când noi ne-am uitat la fondul de rezervă bugetar, unul din lucrurile care le facem la SAR, am descoperit una din marile urgențe ale anului 2012, care a figurat în fondul de rezervă bugetar și a fost finanțată prin Fondul Național de Urgență, au fost alegeri. Deci alegerile din noiembrie 2012 au fost în fondul de rezervă bugetar, de ce? Fiindcă cu un an înainte ele nu fuseseră bugetate. Și atunci, ca să se țină, au trebuit să se dea bani din fondul de rezervă. Vă amintiți anul 2012 în care s-a schimbat puterea pe la jumătatea anului, da? Deci cine era în 2011? Guvernul Boc. Nu prevăzuse alegerile astea, dacă vă amintiți, ei și voiau să le amâne, era o discuție întreagă și pe scurt nu le-a pus în buget, da? S-a schimbat puterea și aia care au venit, au trebuit să ia bani din fondul de urgență să organizeze alegerile. Oamenii care au fost consultați în consultarea asta noastră au spus foarte clar că ceea ce vor ei este un complement la sistemul actual. Ei sunt perfect realiști că nu se poate face un vot prin corespondență sau vot electronic ca substitut al votatului într-o secție fizică din străinătate. Nu! Deci ce vor ei sunt mai multe secții de votat în străinătate, plus pentru cei care n-au cum să ajungă la secțiile alea, fie vot electronic, fie vot prin corespondență. Toate aceste secții în plus, și al doilea lucru foarte clar indicat de oamenii în asta și bine formulat. Oamenii spun, domnule, trebuie o cartografiere a comunităților de rolul străinătate. Da? Niște hărți, știm, avem o idee estimativă câți oameni sunt într-o localitate. Asta nu înseamnă recensământul de care spune Victor Ponta. Pentru că recensământul lui Victor Ponta ajunge la actele alea individuale de care vă spun eu. Deci recensământul practic înseamnă înregistrarea fiecăruia. Eu n-am nicio obiecție, dar tot guvernul trebuie să creeze, să le dea acte. Că altfel este un fel foarte cinic de a spune, păi hai să înregistrăm, câți aveți acte să câți înregistrați? A, numai trei din ăștia, restul, pac și la revedere, ziceați, mă meritați aici să ne deranjați. Deci cartografierea asta trebuia începută, au trecut 6 luni de la alegeri, ea putea fi terminată de mai mult încoace. Și nu pot face niște organizații neguvernamentale, da? Trebuie făcute de către Ministerul de Externe, care trebuie să lucreze cu țările respective, da? Să strângă datele astea. Datele există. În Italia, de exemplu, sunt foarte ușor. Ba mai mult, ei sunt dispuși să contribuie la asta. Da, asta, și spun. Înființați niște call center-uri și noi vă trimitem toate aceste informații. Nu-i mare lucru. Exact, vă amintiți că de alegerile în încurcătura extraordinară, deci am ajuns noi să avem așa o audiență în turul 2 al alegerilor, care dacă ne-a trecut să mă închipiți capul la un rămas, dar lumea a venit, lumea n-avea unde să ducă pe România curată în turul 2 al alegerilor. Fiindcă le-am spus la oameni, domnule, scrieți la ambasade, anunțați-i că veniți în turul 2. Să știe ei acolo în mese și în curte și să facă nu știu ce. Și mii de oameni, zeci de mii de oameni, de fapt ne-au ascultat și au scris, au spus eu o să vin, o să iau mașina de la Valencia, o să mă duc la consulat, da, să știți. Deci sunt o mulțime de lucruri de organizare, trebuie să vă spun, elementare care se pot face. Dar ele puteau deja să fie făcute la alegeri. Deci unul e cartografierea. Da? Doi sunt încheierea unor protocoale cu țările respective, pentru că, în mod evident, vor trebui mai multe secții de votare. Astea deja trebuie negociate, e clar, secțiile astea de votare. Trei, bugetarea. În legea bugetului pe acest an trebuie puse aceste secții de votare. Și asta e indiferent cât mai discutăm despre vot electronic, vot prin corespondență. Asta acum trebuie făcut, nu mai târziu, acum. Foarte simplu de făcut, da? Adică nu zic că e foarte simplu, dar în orice caz, asta nu poate să facă organizațiile neguvernamentale. Pot să dea ceea ce facem noi astăzi, expresie vocilor din diaspora. Nu pot face treaba guvernului, nu pot face bugetare, nu pot face analize cost-eficiență, asta numai guvernul poate face, dacă vrea, da? Dacă vrea. Deci eu aș spune că una peste alta, din păcate, depinde extraordinar de mult de guvern ca acest lucru. Sigur că tot guvernul va și deconta în alegeri, dar vedeți că va deconta în funcție de câți oameni vor lăsa să voteze, că atâta vor deconta, nu sau mai puțin, da? Deschidem pentru întrebări, da? La ora asta, deci așa cum se înfățișează situația, părerea mea e că dacă cerința asta nu se manifestă într-un fel mai clar, adică dacă organizațiile de România și dacă partidele din opoziție nu sunt un pic mai hotărâte în a spune ce am zis eu acum. Ați auzit un lider de la PNL să ridice și să spună, băi, hai spunem în legea bugetului cu anul ăsta, încă 100 de secții de votare. Dom'le, poate că o să spună, noi le-au fi căzut fisac de ajutăm cu această ocazie, ca de obicei, dar vreau să spun, mie nu mi se pare că există presiune și cerere suficientă pentru rezolvarea problemei. Iar dacă ea nu se face, nu se va rezolva.
Ați văzut modificările electorale trecute ieri, da? Deci trebuie spus limpede la ora asta să strâng semnături în societatea civilă, că noi nu suntem de acord. Majoritatea organizațiilor din Alianța pentru România Curată nu sunt de acord. Evident că nu suntem de acord cu primul tur de scrutin, dar mai rău, nu suntem de acord cu înțelegerea politică care ne bagă pe gât aceste înțelegere cu primarii în primul tur de scrutin, prezentată ca o reformă. Păi ce reformă e asta? E așa, așa era și până acum, deci e hilar, da? E mai rău. Din 2012 așa și da. Exact, da. Acum are rău pe consens. Aș vrea să fie clar că noi nu suntem parte din acest consens, da? Că mâine, peste 6 luni, o să le iasă că și diaspora e parte din consensul care spune că aia care au venit de nu știu că pe lună și pot să participe la asta cu votul prin corespondență sau nu știu ce și care sunt atâta, sunt de acord cu reforma votului din diaspora, nu se va schimba nimic, dar mai și că am făcut-o și pe asta prin consens, da? Mai mult ei spun că vor un sistem unic pentru toate tipurile de votare, și locale, și naționale, și prezidențiale, pentru toate tipurile, să aibă un singur sistem. Nu ne jucăm ba un tur, ba două tururi, ba alegem intern, ba alegem prin reprezentare, deci vor să știe... O simplificare, da, sigur, că dorește o simplificare. Voi știți că noi am supraviețuit comunismul și am învățat următorul lucru. Acest lucru este, obiectivele se realizează cu atât mai puțin, cu cât sunt mai mărețe și mai grandioase și mai nu știu ce. Hai să rezolvăm asta cu buletinele, da, evidența populației, hai să rezolvăm aceste mici chestii modeste, până să le visăm la mari modificări constituționale și sistemele. Și cu mai multe secții de vot. Nu, secțiile de vot și bugetarea lor în străinătate și cartografierea acestor comunități cu reiese de material, ăsta sunt absolut. Alina, dacă îmi permiți, aș mai spune un lucru. O să vă uitați peste concluzii. Sunt semnale, toate sunt semnale pe care politicienii le primesc pe gratis, sintetizate, într-o pagină, fără niciun fel de eforturi, și semnalele spun câteva lucruri. Nu trebuie să facă, să folosească nu știu ce societăți, firme de cercetare. Aici le punem la dispoziție gratuit care sunt semnalele pe subiectul ăsta. În afară de ce a spus Alina, aș mai adăuga un lucru printre concluzii. Toți cer să fie consultați atunci când se ia o hotărâre majoră în ceea ce privește. Deci spune, oameni buni, dacă hotărâți o variantă, supuneți dezbaterii publice, pentru că noi suntem dispuși să ne implicăm și să vă spunem care este părerea noastră. Noi partea vătămată, pentru că până la urmă ei sunt partea vătămată de reglementările. Da? Sunt foarte interesante concluziile și semnale foarte importante pentru politicieni, în speranța că le citesc. Vă rog, întrebări, dacă sunt. La circumscrierea dimensiunii comunităților. Să știi că la Padova, de exemplu, trăiesc cam 100.000 de români, da? Și acest lucru, de exemplu, că am dat exemplu Italia, e foarte ușor, pentru că în Italia există ceva care se cheamă permesul de soggiorno, care îți dă foarte ușor, foarte ușor pentru noi, trebuie să fie un exemplu cum înregistrează. Deci în Germania este suficient să te duci să-ți declari reședința și ești înregistrat de poliție că locuiești acolo, da? Asta e tot. Că în fond lumea ce vrea? Lumea vrea ca oamenii să-și declare voluntar unde sunt și să știe unde e fiecare când îl cauți, pe motive de taxe sau ceva în genul ăsta. Nu vrei să-i ceri actele la 5-a generație. Păi știți câte acte se cere la evidența populației? Deci eu nu glumesc. Deci ce-ți vedeți, se cer 9 acte. Deci trebuie să aduci și morții să depună acolo ca să poată cineva să-și prelungească buletinul. Urmarea oamenilor să prelungească acte. Și nu le mai au. Mai este încă ceva, să retrage dreptul de vot, de exemplu, deci pentru cine lucrează în străinătate. Deci eu am foarte mulți cunoscuți și colegi care sunt în această situație. Ei nu mai au o reședință română. Din cauza că nu mai au reședință în România, deși ei au cetățenie română, ei nu mai au decât pașaportul la ora asta, pentru că politica este să nu se reînnoiască buletinele cui nu are în România o reședință. Da? Deci sunt foarte mulți oameni care nu mai au decât pașaport. Dacă pașaportul simplu, nu de serviciu, nu pot să votezi. Deci asta este un alt